Salutare, prieteni! Chiar astăzi vorbeam cu un prieten YouTuber despre fluturele german, fluture pestriți german, și ziceam de fătare. Acum i-am pus paie. Hai, mă, nu săriți. Este la prima fătare. Deci nu a reușit să-și facă cuibul. A început să-și pună acolo puf. I-am dus și paie. Dar se pare că o făta deja. După cum văd, sunt cam cruduț. Nu mai știu termenul. Trebuie să mă uit să văd în ce dată trebuia să puiască. Bă, da, să știți că e la termen, în întâi. Să scot cablul ăsta, că prăpădiți ăștia fac figuri. Vedeți că-i curăță mămica. Îs agitați așa, îi bine treaba asta. Așa, să vedem claritatea. Are o sumedenie de pui. Deci e bine că se mișcă, am nimerit o vreme răcoroasă, nu mai e așa căldură. Ce-am vrut să vă spun, dacă nu-și face cuibul, uite surioara mai încolo, asta e surioara ei. Dacă nu-și face cuibul, trebuie să fim noi atenți, să îi acoperim. Dacă nu avem cu ce să-i acoperim, le punem vată. Dacă nu avem vată, cu paie. Am căutat paie din astea mai moale, să nu fie bâtele de lucernă, dar cel mai bun e puful. Probabil că se va mai smulge mămica, că am văzut că a început să se smulgă, dar fiind la prima fătare, nu n-o știut cât de repede îi vine travaliu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, îți vreau 10 bucăți, dacă nu mai mulți. Mititei săracii, nu știu săraca cât au mâncat pe căldurile astea, dar văd că îs agitați. Asta e bine, înseamnă că sănătoși. Să vedem ulterior evoluția lor. Pentru că e mai răcoare, probabil că le este puțin rece și din cauza aceasta sunt așa puțin agitați și de la răcoare. Ce am vrut să vă spun în legătură cu fătarea iepurilor tineri și adulți. Dacă bine știți, am avut 7 pierderi. Și ce am observat, fie tânăr, fie bătrân, care au murit de la căldură, au fost cei grași. Deci din cauza la grăsime, se pare că iepurii mor mai repede când dă căldura. De aceea e bine să nu fie foarte grași, să avem grijă cu porția pentru hrana lor, să nu fie probleme cu căldura. Având în vedere că aceasta este o iepuroaică tânără, în formă, nu a fost nici prea grasă, nici prea slabă, pentru că eu le-am dat cu porția, cu căpăcelul și n-am făcut exces și nu le-am pus nici porumb. Porumb le pun de obicei la cei pentru sacrificare, ca să se îngrașă. Înainte cu 2 săptămâni ca să îi sacrific, le dau tot la 3 zile, cam așa, porumb, pesăturate cum ar fi. Deci pe lângă porția normală de granule și porumb, și atunci fiind altceva, ei mănâncă porumbul în principiu. De ziua porumb și pe noapte... O evadat iepuroiul ăsta.
Și acum sorbache. Uite, mă, uite-te. Uite-te cum se bat. Nu mă lasă să filmez. Deci ați văzut ce agitație se întâmplă cu iepuroii. Da, un pic de neatenție și trebuie să-l iau de acolo de jos, că o să vină fluturelul și se vor bate. Acum vreau să fiu atent la la puii de iepuraș, proaspăt fătați, să-i ajut dacă trebuie. Dar cred că îl voi lua pe ăsta, să nu avem probleme. Dar ce mușchiulos e! Dar nici nu știu unde ar trebui să-l lăs aici. Îi pun un pic de granule dacă vrea să mănânce. Să ne lese să ne facem damblaua. Deci asta am vrut să vă spun de tineret și ăștia să aibă ce mânca, că atunci s-o ocupați. Tineretul poate să ducă sarcina mai bine pe timp de căldură, vara, ca și iepuroicele bătrâne. Dar ce înseamnă tineretul? Adică, înainte să ajungă iunie, au împlinit 6 luni de zile. Este o iepuraică tânără, puternică, nu este nici prea crudă, dar nu este nici prea bătrână. Și atunci este în floarea vârstei, în putere. Și dacă este în putere, atunci o să poată să ducă cu bine cuibul. Nu-i bine să fie nici prea slabă, pentru că atunci nu va putea să ia lăpteze, dar nici prea grasă, că atunci va muri din cauza căldurii. Iepuroicele care mi-au murit, fie fătate, fie gestante, deci două, atunci în mijlocul travaliului s-a chinuit, una a fătat un pui, aceea care seamănă cu Riga, și restul n-a mai putut să-i fete și a chițăit și și-a dat suflarea. Cealaltă mai avea încă, nu mă știu, 3 sau 4 întrânsa după ce i-a fătat pe majoritatea. Aici e buricul. Da, nu-i place să îi umbli, după cum ați văzut. Hai da, țuții, hai de acolo, nu-i călca. Hai da, țucă mama pe ea. Țucă mama pe ea. Deci nu-i place să îi umble nimeni în cuib. Numai trebuie să fiu atent să... Vedeți cum îi linge, să nu-i calce. Probabil că ea deja și vrea să le dee, să sugă. Va trebui să-și mânce placenta. Placenta aceea îi face și pornirea laptelui. Unii au spus că să nu mânce nu știu ce, dar să știți că trebuie să mănânce pentru ca să aibă lapte, așa îi pornește laptele, dacă mănâncă placentă, având în vedere că sunt mai multe, placentă, nu știu dacă placentă îi se spune, de la buric, minunea aia de la buric, sursa de hrană a iepurașilor, până să vină pe lumea asta la altă. Așa, nu este nici foarte cald, nici foarte frig. Deci, în concluzie, iepuraicele tinere pot să fete și pe perioada de căldură. Dar, în schimb, iepurii adulți sunt cam problematici. O să vă arăt și termometru. Înainte de termometru, să vă arăt
fluturelul, asta e una din cele micuțe, pe cealaltă iară nu o găsesc, nu știu dacă nu s-a dus la vecină, așa iarba din curtea vecinului e mai frumoasă, roșia din grădina vecinului e mai frumoasă. Pisicile dorm, da. Acum că m-am scăpat de șobolani, le pun și pe noapte granule, adică nu pe noapte, au non-stop. Așa, și termometrul ne arată 20 de grade. Nu știu dacă se vede. Da, aici se vede la degetul meu de la cum am lovit cu ciocanul. 20 de grade. Asta din partea stângă sunt gradele Celsius. Acolo-i. M-am făcut de sânge acum de la iepuraică. Deci 20 de grade, iepurașii sunt bine la temperatura asta. Dar și pe asta care e o mușca măsa urechea. Eu aici mă nervează că nu focalizează. Nu. No. Dar ce ai pățit? Uite cum vomită. Ți-e rău? Ăștia din coteți arăs bine. Sorcam balonat. Iepurițele astea micuțe de uriaș de Transilvania după moartea mamei lor, pentru că după moarte sau înțărcare li se schimbă hrana și se pare că au mâncat cam mult. Deși aleargă, nu știu ce, dar vedeți ce burtă moroacă au. Deci asta e problema înțărcării. După înțărcare și nu am avut cum să-i țin separat la regim, din cauza la căldură, mi-a fost teamă să nu moară. Ți-e frică de una și dai de alta. Deci te ferești de căldură, îi pui la liber să nu să ăsta și la liber, adică aici o trebuie să le pun hrană la toți. Având în vedere că hrana e pentru toată lumea, ei fiind micuți și proști, mănâncă până nu mai pot. Și atunci fac burta aia măroacă și se balonează de mâncare prea multă. Deci asta se întâmplă cu balonarea. Deci nu știu dacă m-am exprimat cum trebuie din cauza la emoții, ca să nu se bată iepuroi. Să mă repet încă o dată, iepuraicele tinere duc mai bine sarcina pe perioada de căldură decât iepuraicele bătrâne. De aceea majoritatea țin 2, maxim 3 ani iepuraicele, după care le sacrifică. Pentru că sunt problematice, prinde greu monta, trebuie să ai grijă la alimentație, adică să nu fie nici prea greasă, dar nici prea slabă. Dacă e prea slabă, nu o să poată să ducă sarcina. Dacă e prea grasă, moare de la căldură. Și de aceea e problemă cu iepuraicele. După fătare, trebuie calculat zilele și dacă cumva pierde sarcina sau mor iepurașii, se face monta de a doua sau de a treia zi. Atunci suntem siguri că prinde monta. Dar cu toate acestea poate să se sperie de, eu știu ce, gălăgie, sunet, orice, și atunci să piardă sarcina. La 12-15 zile, între 12 și 15 zile, sau 16, se bagă la probă. Adică, din ziua a 12-a, după ce s-a montat în prima zi, în ziua a 12-a, s-a controlat iepurița dacă este în călduri și doar așa se bagă la probă. Și atunci când
o controlăm și vedem că e roșie, ca și când e în călduri, atunci doar o băgăm la iepuroi. După ce o băgăm la iepuroi, vedem dacă stă la iepuroi sau nu. Dacă nu stă la iepuroi, înseamnă că o prins monta și o rămas gestantă. Dacă stă la iepuroi, înseamnă că a pierdut cândva sarcina și nu am observat. Și sunt fel de fel de motive din care poate să piardă sarcina, dar cel mai frecvent este atunci când se sperie, deci face avort. Drept urmare, este cu risc când sarcina este pe sfârșite, adică se împlinește înainte cu vreo 4-5 zile înainte de termen, atunci e cu risc. S-ar putea să nască, să fete un pui și să se blocheze și atunci ceilalți s-ar putea să moară. De aceea se face injecție oxitocină 0,5 ml, se face intramuscular la iepuraică ca să se dilate vulva. Ca și la femeie, când nu poate să fete sau se face cezariană, se dă tot aceeași injecție de oxitocină. Și aceasta dilată, face să se dilate oasele ca să nască mai ușor, indiferent de om sau animal. Ce nu este recomandat? Să se facă 2, 3, 4 injecții. Deci e suficient doar o singură injecție. Dacă nu e de ajuns, înseamnă că nu are sarcină. Dacă nouă ni se pare că are burta mare sau nu știu ce și nu a fătat, n-ați văzut nimica, mai bine lăsați așa, pentru că sunt cazuri în care se dă 2 sau 3 injecții, adică i s-a dat o injecție, după 2-3 ore o văzut că n-o fătat, îi mai dă o injecție, iar mai trec 2-3 ore să face a treia injecție și ce se întâmplă? Asta face să se dilate și să dilată tot mai tare, mai tare, până ce vulva aia se dă peste cap. Se dă peste cap și atunci e o altă problemă. Va trebui curățată, dezinfectată, pentru că se atinge cu fundul de jos și se pune mizerie, se infectează. Și va trebui curățată și făcută cu ceva cremă ca să se tragă vulva înapoi. Sau sunt alte probleme de infectare și poate să și moară iepuraica. De aceea nu este recomandat numai o singură injecție ca să fete. Și în principiu injecția își face efectul dacă este făcută bine. 0,5 ml intramuscular. Dacă nu știți să dați injecție bine, se poate tunde blana puțin acolo la pulpă ca să vedeți unde se introduce acul. Dacă nu aveți ajutor ca să vă ajute cineva. Dar în principiu dă rezultat bun. Dacă nu o fătat, înseamnă că nu e gestantă. Ce pot să vă mai spun? Tot îmi uit cuvintele, stau să mă gândesc și când încep filmarea îmi uit cuvintele. În legătură cu căldura, cu apă, da, și eu le dau să aibă apă în permanență. Unii mai au, alții pe sfârșite. Pe căldurile astea mari, da, și eu le-am schimbat apa și de 3 ori și de 4 ori pe zi. M-a ajutat și taică-meu pentru că eu trebuie să plec la servici. Dar ce se întâmplă pe căldura asta? Trebuie schimbat rumegușul mai des, adică dacă bea multă apă și face multă urină în cușcă. De aceea va trebui schimbat așternutul foarte des, adică dacă la ăștia le-am schimbat odată, deja la ăștia mici, fiind mai mulți, le-am schimbat de două ori.
dar până la sfârșitul săptămânii va trebui a treia oară să le schimb așternutul și la ăștia și la sfârșitul săptămânii încă o să fie curat. Deci se vede că-s biluțe. Așa să vă arat. Nu fi cu minte. Deci aici-s boxele cu iepuroii în principiu. Se vede că au biluțe multe, dar așternutul e curat. Aici unde stă el, scormonește să steie finuț. Ăsta e iepuroiul. Pentru cei care mi-au spus de separare, da, știu că trebuie separat, de aceea i-am și separat. Am pus iepuroiul aici și iepurițele și pe ele le-am separat pentru că se tot călăreau și ele. Nu de alta, dar ce se întâmplă când se călăresc, se mușcă și poate să se paralizeze una pe alta, se mușcă de coloană. Deci asta se întâmplă la iepuroaice, ori se bat ca și iepuroi pentru teritoriu una alta, ori se călăresc când sunt călduri și atunci o mușcă de coloană pe cealaltă și o paralizează. Pentru siguranță i-am separat pe fiecare pe câte o boxă. În legătură cu boxele astea, m-am uitat la cineva, avea cuștile noi. Nu pot să vă arăt acum în filmare pentru că numai astăzi ce am văzut și probabil că într-un alt filmuleț o să filmez de pe alt telefon ca să vă arat cuștile pentru ureaș de Transilvania. Tot la fel, așa dimensiuni în înălțime, a avut și cuștile erau noi nouțe. Astea, după cum v-am spus, eu le-am făcut pentru neozelandez. Pentru neozelandeze sunt foarte bune. Pentru uriaș nu sunt așa bune, dar văd că și secuiescu nu are urechile foarte lungi, deși pentru secuiescu sunt bune. 30-35 cm, nu mai știu exact cât e. Deci sunt bune și pentru ei. În legătură cu paralizia, da, din cauza la căldură am lăsat și eu iepuraicele la liber și nu știu ce au făcut, ce nu, și pe două mi le-a mușcat. Asta e una. E iepuroaica cu două generații de pui. Acum s-a dus acolo să bea apă. Nu știu dacă se mișcă, nu vreau să o speriu, ca să bea apă. Dar o să vedeți cum se mișcă de picioarele din spate, adică foarte greu. Ia, vedeți că nu mai poate să... Du-te, Simba! Vedeți că de-abia se mișcă. Deci nu știu ce au făcut, s-au mușcat ele între ele și pe două mi le-au mușcat. N-am putut să le lăs sus la căldură și le-am pus la liber. Și mama puiilor, de asemenea, puii sunt mai rezistenți, în schimb iepuroaicele nu prea. Și atunci am pus-o și pe mama lor și din păcate și ea e paralizată. Vedeți cum își ține picioarele din spate, deci nu se mai poate mișca. Și atunci i-am pus aici și puțină verdeață și granule ca să poată să mănânce, apă, deci poate să bee, dar din păcate nu se poate mișca. Așa. Vedeți? Și atunci eu o ajut când pe o parte, când pe alta să... Vedeți? De ce nu o sacrific? Pentru că am nevoie de mamă alăptătoare pentru iepurașii care au rămas orfani.
La iepurași ăștia le-a murit mama de căldură pentru că a fost grasă și atunci o țin pe această iepuraică de doică. Și de aceea îi dau și puțină verdeață de troscoțel, nu mai știu ce i-am pus aici, dar văd că o mâncat. Troscoțel. Deci o mâncat. Acum astea sunt rămășițele. Pentru asta îi dau ca să facă lapte. Și granulele. Am zis că dacă nu poate să-și bage capul acolo, deși are o grămadă. Hai să vedem, să vede. Deci are plin acolo. Numai am pus și pe jos. Că dacă se obosește, stă culcată. Vedeți cum își sâne picioarele. Și atunci o folosesc și pe post de doică. Dar în principiu ziua o pun să alăpteze și seara iau alte iepuraice care au 3-4 pui. Respectiv e rândul asta. Să alăpteze, hai să vă arăt. Deci are 4 pui și de aceea nu înțarc pui, că dacă e o problemă, deci prin înțărcare îi se oprește laptele. Și atunci ca să am mamă de rezervă în caz de ceva, de aceea țin iepuraicele mai mult timp cu pui. Și chiar dacă numai o dată pe zi sug, îi destul ca să nu li se oprească laptele. Așa și iepuraica asta, pentru lapte, nu am sacrificat-o. Pe cealaltă, văd că mai dă puțin din picioare, care era la liber. Nu știu unde e acum și mi este milă, pentru că mie nu-mi place să sacrific mamele, numai puiuții care îs destinați pentru așa ceva. Adică că e mai urât, că e problematică, nu știu ce, are urechile în jos. Uite, aici avem niște iepuraice de tineret, în carne bună, de haicol francez, pe alb, bătăușă. Ați văzut că nu are frică, așteaptă să vin să văd că o prind, o prind. Da. Deci asta e problemă cu căldura, dacă îi leși la liber să bat, să mușcă, dacă îi ții în cușcă mor de căldură, dacă îți prea graș, iar mor de la grăsime pe timpul căldurii, dacă îți prea slabi, nu au imunitate și mor de la lipsă de imunitate. Așa că nici cum nu-i bine, de aceea trebuie făcut un dozaj și să se respecte în permanență dozajul. La cei din coteț, după cum v-am spus că am mărit dozajul, le-am pus pentru toți și ăia micuți sunt mai prostuți și au mâncat pe nerăsuflate, cum se zice, și s-au balonat. Dar dacă era împreună cu mama lor separat, avea dozajul lor separat. De așa n-am avut cum să îi pun separat din cauza că a fost căldură foarte mare și a trebuit să-i lăs jos în coteț. Și aici așa au rămas ăștia micuții. Iepurașii de la ferma Grădina Bio. I-am băgat în cușca asta de tablă. De tablă, de plasă. Aici la lemne. Că aici e răcoare. Jos pe beton. Servus, toc. Faceți-le cu mâna. Da, Madagascarul. Când ține urechea în jos ca berbecul, când o ridică.
Nu știu ce șmecherie e asta. Da, aici am pus plasă peste tot ca să nu intre șobolan. Țuțu! Qu'est-ce que tu fais? Le-am pus și lor zgardă de pureci. Miroase de... zici că s-o da cu spray. Mai trebuie și la Simba, dar n-am mai avut la magazin. În principiu, toți greșim în multe feluri, ori în vorbire, ori în exprimare, ori în arătare. Spunem una și arătăm alta. De aceea îmi cer scuze pentru greșelile pe care le-am făcut. De acolo un țânțar. În legătură cu țânțarii, da, dacă bine știți, țânțarii înțeapă și omul și iepurii. Nu pățesc nimic ca iepurii de la înțepătura de țânțar, ci doar care sunt infectați cu mixomatoza. Deci dacă nu au virusul de mixomatoză pe ei, iepurii nu pățesc nimica. Și eu am fost mușcat și iepurii de asemenea, i-am urmărit să văd dacă îi înțeapă sau nu, au fost înțepați și nu au nimica. Ei, în schimb, când au virusul acela de mixomatoză și înțeapă, doar aceia sunt infectați. Dar încă ceva, dacă îi o mamă cu pui în cuib, nu o să se transmită boala de la iepure la iepure, ci doar prin țânțar. Chiar dacă mama are și 2-3 iepurași, ceilalți nu vor avea. Doar dacă acel țânțar infectat îl înțeapă pe unul, pe altul, pe toți aceia pe care îi înțeapă, toți au virusul. Dacă cumva avem norocul să îl prindem țânțarul acela infectat, boala nu mai există. Pentru că nu se transmite de la iepure la iepure. Și eu am avut în gospodărie și în principiu cam 30%, cam așa mi s-au infectat iepurii de mixomatoză. Adică am prins țânțarul destul de repede ca să nu infecteze și pe alții. Problema e că sunt mai mulți țânțari cu virusul și cu ăsta, atunci s-ar putea să îți îmbolnăvească majoritatea efectivului de iepuri. Dar nu înțepătura de țânțar, pentru cei care se sperie, nu înțepătura de țânțar infectează, ci virusul acela. Nu știu dacă v-a plăcut acest video sau nu, aștept comentarii, păreri. Cam atât cu acest video, vă salut Ariel și iepurii, la revedere!